astăzi, în acest episod, l-am urmărit pe Darusel 2012 fiind transformat în mama lui Strictă și am încercat să mai aflu niște secrete legate de familia sa, fiind într-o aventură de One Block la care trebuia să fie doar el, dar dintr-o dată am apărut eu. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți! Oare vă întrebați ce caut eu aici? Uitați-vă unde sunt, sunt aici sus și oare vă întrebați ce caut eu îmbrăcat ca mama Strictă? Băi, cred că n-ar trebui să vă întrebați pentru că știți foarte bine ceea ce am făcut eu ieri, pentru că ieri, dacă v-ați uitat la videoclipul de ieri, m-am costumat eu, mama Strictă lui Darusel, pentru că mama lui s-a dus într-o excursie ceva de genul și frate, am ajuns aici după cum puteți vedea, nici nu știți unde mă aflu, nici eu nu știu unde mă aflu, sincer, pentru că eu l-am urmărit pe dânsul care se află undeva pe aici pe dedesubt, după cum puteți vedea și nu știu ce face, mă, ce ăsta, mă, ce face Darusel aici, are un bloc după care face niște blocuri, mamă, ce interesant, ce face Darusel aici, nu prea am prins ideea asta, dacă cred că este One Block sau nu știu care e faza, nu știu ce a venit Darusel aici, dar uitați-vă unde m-am pus eu aici deasupra, sper totuși că nu m-a văzut Darusel, pentru că acum eu o să continui practic seria în care eu sunt mama lui Strictă. O să mă dau puțin mai jos în partea aia ca să mă audă practic. O să pun vocea de mama Strictă și o să sar după la el ca să văd ce face la aici și toate astea. Dar înainte toate, vreau să-l ieșim puțin mai jos ca să-l și ascultăm pe Darusel. Mă, ăsta dă cu... Bă, tu întâlnim mă, ăsta bulgăr, bă. A, cred că e pipică și bulgăr din ăla, habar n-am. Nu știu care e faza cu insula asta, dar scrieți-mi acolo în comentarii ce crede că se întâmplă astăzi și scrieți-mi dacă vreți să aflu mai multe secrete despre Darusel și familia lui, pentru că ieri am aflat un secret foarte, foarte important despre tatăl său și da, poate aflăm mai multe și scrieți-mi în comentarii ce farse vreți să mai facem. Acum, hai să începem treaba asta, să vedem ce facem astăzi cu Darusel, ce mai aflăm și cum se va comporta cu mama lui. Bun, acum cred că trebuie să fie totul bine, ne-am pus vocea de mama Strictă lui Darusel și hai să vedem, hai să vedem, ne dăm aici jos, puțin mai jos, să vedem dacă vorbește ăsta ce am la, 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 mamă, ce-mi place la blocul ăsta, să fie antena, scăpa mama de mama mea Strictă, bă, dar vreau să faci cu Rafael, că e prietenul meu, să fie antena, cred că o să-l aduci pe Rafael, yeeey! Mă, dar să-l vorbește cam povești, mă, ce faci, mă, stai aici, uitați-vă puțin la el, uitați-vă acolo, ok, cred că vreau eu să mă duc puțin acolo, mai în ia stai, mă, să-mi strig, alo, Darusel, mamă, ce faci acolo, Darusel, 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 stai, 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 ajung, hai, și, stai, ajung, ok, mamă, cât de prost e ăsta, în fine, că mă duc eu repede aici jos de tot suede, mă, dar ce facem, mă, la mură și ce se întâmplă, mă, ok, sper totuși că-și poate revi... Ok, prea prost copilul ăsta, am înțeles care faci cu el, ia, mă, să vedem ce să aflăm aici, ok, ok, vedem aici, mă, câte chestii am apus ăsta, ok, a făcut foarte, mă, câte chestii a făcut, mă, dar Darusele, ce te descurci, mă, aici, ce faci, mă, aici, ce e ăsta, Darusele, unde m-ai adus aici? Suntem la Lucky Block și fie antena, mami, nu sunt pe un bloc și trebuie să spargem blocul și fie antena, mami, uite că sunt insule, acolo, uite. Mami, dar fie antena, mami, eu am întrebare, tu ce cauți, i-a zis mama, tu ce cauți, ce ai, ai zis mama mea. Stai puțin, stai puțin, tu iar mănânci burger, Darusele, și aici, du-te, mă, dai, ce bun, frate, eu deja nu mai suport pe copilul ăsta, adică pe bune, nu mai suport, dar ce necorect, mă, Darusele, unde ești, mă, iar revină, mă, înapoi aici, că am ceva de discutat cu tine, mă, dar, bă, Darusele, bă, eu nu te înțeleg, tu iar mănânci burger, nu pot să port o conversație cu, cum trebuie, cu tine, cu tine, bă, nici nu mai știu să mai vorbesc din vina ta, Darusele, tu care nu știi să vorbești, de ce mănânci burger în continuu, că tu, Darusele, tu nu te auzi, că nu poți să comporți, nu poți să te comporți și tu normal, omule, deja nu mai pun nicio. Hai că deja ești nesimțit, Darusele, am înțeles. Mami, gata, mami, fii atent, mami, eu să te zic lui mami, asta e, a, tata, tu ești mama, tu ce cauți, ai și mapa la de Darusele, mai, da, așa, și ce să caut aici, Darusele, am venit să văd aici un prost, cum vorbește ca un prost, nu, ce să fac caut eu aici, Darusele, adică pe bune, mă, Darusele, dar tu, Darusele, am vrut, de ce am vrut să te chem pe tine, de, a, stai puțin, că mai multe întrebări pentru tine, Darusele, ok, hai să facem asta, ok, am ajuns aici, Darusel, dă un tare bă, mă, ăsta, tu ce chestia, mă, că... Bă, mamă, câte chestii pe aici, bă, în frate! Bă, Darusel, vină puțin, că avem ceva de discutat, Darusel, nu mă face să vin acolo după tine, că o să iasă urât, Darusel, s-a înțeles, Darusel, nu mai spune... Oh, omule, bă, frate, deja mă enervează copilul ăsta, bă, copile, ești prea enervant, Darusel, bă, Darusel, în primul rând, stai puțin, nu mai sparge nimic. Ok, mamă, dar e prost rău de tot copilul ăsta, că din păcate acum nu pot să urăsc, e normal, dar... A, bă, Darusel, am o întrebare pentru tine. Tu ce cauți aici fără să-mi fi spus mie, Darusel? A trebuit să te caut, să te spionez, Darusel, să-ți pun un chip acolo
ca să văd, să-ți detectez locația, să vin după tine, dar Darusele, nu trebuie să zic asta, dar mă rog, în fine, tu ce cauți, Darusele, aici și nu mi-ai spus mie, de ce nu mi-ai spus? Deci pe că ce sunt, deci pe antenă, mami, uite, pe mapa asta de One Block și uite, sunt insule acolo, uite, frumos, e jungla, nu știu ce acolo, dar e desertul, ceea ce este insula mea favorită de gheață. Da, gheață, Darusele, și ce faci tu cu insulele astea, mă, Darusele, dar ce cauți aici, gen, pentru ce folosește ție chestia asta de aici, că nu prea înțeleg, Darusele, nu știu, fă-mă și pe mine să înțeleg ce se pare ție așa, de ce ai vrut tu să vii aici și mie de ce nu mi-ai spus, Darusele, e secretos cu mine, nu vrei să-mi spui, Darusele, sunt mama ta până la urmă, eu trebuie să știu totul despre tine, nu trebuie să știu totul despre tine? Nu, mami, nu, adică tu și tati m-au lăsat fiantele, tatăl meu a plecat să-și cumpere laptele și nu m-a venit înapoi, așa cred că o să pleci și tu, sau nu, eu o să plec cu laptele. Da, doamne, Darusele, bă, Darusele, da, mă enervez, bă, frate, bă, Darusele, tu chiar mă enervez, adică, bă, bune, cu vocea asta ta, Darusele, cum vorbești tu așa, cu bărgărește de-i mănânci în continuu, deja nu te mai spăr, Darusele, nici măcar nu înțeleg, Darusele, tu chiar, pentru tine asta chiar e o zi, nu știu, așa, tratez cu indiferență totul, mă, Darusele, hai că tot ai venit, hai, mă, să facem aici, hai că am pus eu crafting-ul ăsta, Darusele, hai să facem că nu mai avem o paie, deci nu ne... Bă, Darusele, dar cum îți umpli ăla că ai nevoie de chesturi, omule, trebuie să punem chesturi pe aici, nu te gândești tu la treaba asta, Darusele, umple și tu pe aici, Darusele, fă chesturi, trebuie să facem toate chestiile astea, n-ai și tu lemne, Darusele, bă, dar chiar așa trebuie să mă descurc, doar eu, tu nu știi să faci nimic, Darusele. Ești mai mare, m-a supărat de tine. Slash bani, mami, 2-3. Da, ok, Darusele, ești foarte amuzant, să înțeleg. Ok, bă, așa, și ce să mai zic, Darusele, ia, mă, să vedem ce aici, bă, Darusele, dar de unde ai tu d-alea, Darusele, de unde ai d-alea, că alea parcă sunt pe altă insulă, Darusele, nu sunt aici, tu folosești hack-uri și la asta, Darusele, tu ai venit să te joci singură ca să folosești hack-uri? Da, aici am înțeles, acum da, am înțeles, bă, mamă, câte chestii s-au dat pe aici, mamă, Darusele, nu știu, e interesant, bă, dar ce trebuie să facem, Darusele, aici, că nu înțeleg, adică ce sunt cu insulele alea, fă-mă și pe mine să înțeleg, eu sunt bătrână, maică, și nu prea înțeleg eu atâtea chestii, dar ce tu, dar, de fapt, vreau să vorbim și despre taică tot puțin mai încolo, dar spune-mi despre asta, care e faza cu asta, că eu sunt bătrână. Nu prea înțeleg. Păi să am zis, mamă, fie antenă, uite, spargem aici și o să construim pe insule, uite acolo insula portocalie, insula verde, insula roșie, insula albastră. Ok, da, ok, bă, frate, deja mă enervează copilul ăsta, aveam nevoie de puțină pauză. Bă, așa, Darusele, și fii atent, și care e faza cu insulele astea? Adică pentru ce ai venit tu aici, că nu te înțeleg ce-ți place ție la chestia asta, Darusele, adică doar spargi aici și construiești. Și așa interactiv, Darusele, adică construiești ce, niște platforme, nu poți să faci case, nu poți să faci nimic, Darusele, doar niște platforme poți să construiești? Da, așa că tagi în gură și hai să construim. Ok, Darusele, mă, să vedem ce se află în partea asta. Bă, Darusele, dar vreau să mai... Tu ai mai vorbit cu taică tău, bă, Darusele, e întrebarea, tu ai mai vorbit cu el, că eu nu știu, gen, tu ai mai vorbit? Bă! Nu! Bă, Darusele, așa faci, așa, în loc să vorbim, Darusele, cum trebuie, du-te-mă la parte, așa, Darusele, nu, hai mă, urcă aici, doamne, omul, Darusele, așteaptă-mă, bă, spune și mie mai multe detalii, Darusele, ai mai vorbit cu taică tot, ce mai știi despre el? Ok, fii antenă, mami, tatăl meu nu știu ce face, așa că fii antenă, mami, am ajuns, a scăpat din natură! Ce scăpă, mă, de unde scăpă, mă, Darusele, bă, omule, rămâi mai aici și vorbește cu toată gura! Ai scăpat și ce, mă aduci pe mine aici la scheleții ăștia, doamne, Darusele, ce copil și tot eu trebuie să mă bat cu ei, mamă, Darusele, tu nu te descurci absolut deloc, nu știi să faci nimic în viață, fără mine nu poți să faci nimic, te protejezi, Darusele, te protejezi, mamă, te protejezi, dar tu nu ești în stare să faci nimic, dar aștept-mă și tu pe mine, Darusele, că eu n-am sabie, n-am de-astea, n-am nici mâncare, n-am chestii pe aici, ok, da, Darusele, a plecat, bă, frate, ce să... Să-l chem pe taică, tu vrei să-l chem pe taică tu aici? Nu, mami, nici ceva, mami! Ok, Darusele, gata, deja știu că după felul în care vorbești, Darusele, îmi dau seama că tu mă iei la mișto acum. Ok, nu mai am niciun chef de mișturi, hai să vedem ce se află pe aici prin chestiile astea. Ok, mamă, dar cum se aude, frate, ok, hai că am luat și o mâncare aici, aveam nevoie de golden carrot ăsta, chiar așa puțin, Darusele. Bă, ok, bă, Darusele, dar unde ești, omule? Hai să-i bă, ceva nu e unu! Ok, Darusele, mă, ce se află aici, Darusele, zici că e pe jocul ăla, te joci tu pe forme, Darusele, zici că e locația aia nouă de spacisie, Darusele, mult, așa mi se pare că seamănă, știi, aia, nu mai știu cum se pare. Mamă, ce bani, amatele mele!
ele. Dar să, dar fii atent, hai să facem ceva la Arsele. Hai să vedem pe unde. Mama, câte chestii, fii atentă. Hai, dar să mergem pe insula aia, că mi se pare interesantă. Dar a, ok, deci dar să nici nu mă bag în seamă, bă, frate, nu pot să fac acum vocea mea normală, că na, adică suntem aici cu Darsel. Darsel, alo, bă, ce faci? Darsel, și ceva, tu unde vrei să te duci, Darsel? Fii atent, vine după mine, Darsel, mă bagi în seamă, alo, Darsel, ce sunt eu pentru tine, Darsel? O mamă! Deci, bagă-mă, ascultă-mă, fii ascultător, Darsel, fii atent, vrei să mergem în partea aia, acolo vreau să merg, Darsel, uite-te cum arată și pe de sub, cum sunt toate chestiile, mă bagi în seamă sau nu? Da, fii atent, mami, hai să mergem, fii atent, la o aventură cu mama lui Darsel și eu, mare nebun. Ești foarte amuzant, Darsel, adică pe bune, așa, și ce să facem noi acum? Du-te, mă, la aventură, Darsel, ia, du-te, că te teleportezi de pe insula aia, de... gata, mă, gata, Darsel, ai și tu, cum putem să ajungem acolo, că eu n-am materiale, n-am nimic, Darsel, cum putem să ajungem acolo? Fac eu rost! Gata, mami! Să vorbesc eu cu vocea mea normală, pentru că Darsel n-a venit. Mă, ce caută pe ăsta, pe zboară, uitați-se puțin, am crezut că nu veni să eu am chinuit tot ăsta să facă aici și Darsel, uitați-l la el, că zboară, mă, ce faci, mă, ăsta, doamne, ai venit aici? Au, m-a lovit! Mami, unde ești? Ok, nu trebuie să mă ascund, aici, că nu vreau să mă vadă Darsel, că acum nu pot să fac vocea maică-sii, că n-am dispozitivul ăla să pot să fac vocea maică-sii acum. Bă, frate, bă, dar ce caută ăsta aici? Trebuie să mă ascund, el nu vine să cred așa ceva, bă, dar cum a ajuns aici, întreba? Adică, uitați-vă puțin, Darsel vine aici singur ca să facă, să, nu știu, gen, el folosește hack și când vine singur, că practic era venit singur aici și el folosește hack, am înțeles, nu, hai că mă duc să-l spălăresc, probabil a plecat, sau unde filmul ăsta? Parcur, iei, fac parcur! Ia antena, 1, 2, a căzut! Ok, mă duc în partea asta pe aici, hai să vedem, îl lăsăm pe Darsel, nu știu unde, mă, de ce nu se spargă astea, mă, ce sunt cu lucky blocurile astea? De ce nu se spar lucky blocurile astea, mă, care e faza cu el? Ok, nu, deja mă da bătut, nu, cred că trebuie să-mi pun vocea înapoi în aplicare, că deja nu se mai poate, sincer, am vrut să-mi iau și eu așa un moment de liniște. Bă, am aflat, de fapt nu cred că am aflat nimic astăzi mai important, așa, mai vorbea Darsel de tatălui, dar ceva așa strict, clar, nu cred că am mai aflat, sincer, nu știu, rămâne de văzut să vedem ce mai putem să mai aflăm, frate, că nu prea înțeleg, dar nu știu ce am putea noi să facem aici cu blocul ăsta. Ajutor, mami! Unde ești? Ard! Mă, ce facem ăla acolo, bă, frate, mă, ce sunt? Uite, ok, stai puțin că nu trebuie să sper că nu m-a văzut dar deja. A murit, dar săracă, e bine că a murit, bă, frate, arde aici, nu știu, nu înțeleg ce a făcut el, dar deja mă enervează, dar să nu știu, e așa plictisitor rău de tot astăzi, chiar e plictisitor, credeam că ar fi mai amuzant, dar atât pe bune, adică m-am transformat eu mama lui strictă și nu prea pare interesant acum, adică ieri practic a fost cam aflat niște chestii noi, dar astăzi nu știu, e prea plictisitor, dar să-l așa, nu știu, plictisit de viață, dar să nu știu care e faza, mă, care, am eu așa o curiozitate, oare Darsel face așa pentru că nu mai stă cu mine? Chiar sunt curios, pentru că știu că, dacă vă aduceți aminte, la început când eram deasupra și am vrut să mă duc acolo jos la el și le ascultam, zicea parcă a zis ceva de genul de mine, că i-ar fi plăcut să fie cu mine aici, sau ceva de genul, să vină sau nu mă știu exact ce a zis, dar da, bă, frate, asta înseamnă că totuși îi place, dar adică oricum îi place să stea cu mine, că altfel n-ar mai face nimic interesant, pentru că știți cum e Darsel, până la urmă, în afară să stea pe calculator, n-ar mai face nimic interesant, și vedeți că acum e cam plictisit el așa de fel, nu se află cu mine, practic bine, e cu mine, dar el nu știe treaba asta și asta e super interesant, ok, sunt niște flori pe aici, mamă, câte vegetație pe aici, câte chestii pe aici, bă, frate, nu înțeleg, scrieți-mi voi acolo în comentarii și, nu știu, nu, cred că trebuie să mă revăd cu Darsel acum, nu știu, cred că acum, dacă stau să mă gândesc, cred că pe el a dat la spawn și eu trebuie să ajung din nou la spawn, asta e faza, vedem ce mai vorbim cu Darsel acolo și cam atât pe ziua de astăzi, că deja mă cam enervează, sincer, dar hai să mergem la spawn, să vedem ce face Darsel și ce informații noi mai aflăm. Alo, Darsel, mamă, Darsel, ce faci pe aici, omule, Darsel? Ah, bună, mamă, ce faci? Darsel, ce căutai tu pe insula și cum zburai, Darsel? Tu m-ai adus aia, de fapt nu stai că nu m-ai adus tu. Tu ai venit singur aici, Darsel, dar e mai rău, Darsel, tu vii aici să te relaxezi, cum să trișești și cu regla asta unde vii tu, Darsel, singur, așa, unde nu te deranjează nimeni, practic, să vii tu. Ce faci, mă, ce faci, Darsel, de ce trișești, Darsel, și la asta trișești tu? Păi nu, fii antenă, mami, eu căutam și mă gândeam, oare cine este tatăl meu? Darsel, ce faci, mă, tu căutai în ce stup, bă, Darsel, bă, dar mă enervez pe bune, gata, nu te mai supăr, Darsel, știi ceva? Nu, hai, mă, să facem aici, bă, Darsel, dar cu insula asta nu putem să facem și noi oare o casă, ceva, să facem o insulă frumoasă aici, mare, de fapt, pentru ce mai e insula asta dacă sunt atâtea insule pe aici, Darsel, pentru ce? Care e scopul la insula asta dacă mai sunt alte... Nu
Dariușu? Mamă, frate, deja nu mai suportam acolo. Chiar l-am lăsat pe Dariușel, nu știu ce o face el. Pe acolo îl las în pace, eu mă duc aici în cameră, e deja nu mai suportam. Am venit aici, nu știu dacă, sincer, aș mi-vrea să mai continui, să mai fiu eu mama strictă. Dar practic l-am adus aici și n-aș putea să fug așa și după să vină maică să cum ar veni și să vorbească de toate chestiile astea și toate așa. Nu știu cum o să fie, cum o să le punem cap la cap ca să nu-și dea și maică să seama, să nu zică ceva, să toate chestiile astea, că după cine știe ce o să zică, dar eu să și chiar nu mai știu absolut nimic deja, nu știu, vreau să-mi scrieți acolo în comentarii că eu, după cum puteți vedea, chiar nu mai am cuvinte, nu mai știu absolut nimic ce să vorbesc, vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți voi, cu ce ați rămas voi după ziua asta, că eu habar n-am, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat ziua asta, deci dar Slayer acolo l-am urmărit să duc la o chestie de azi la două bloc, mare greșeală am făcut că l-am urmărit, pentru că deja nu mai, ziua asta chiar aș vrea să-l scot, să nu mai existe, pentru că să șterg din calendarul meu, practic, deja ziua asta eu nu mai suport absolut doar, nici nu mai știu să mai vorbesc, frate, după ziua asta, așa de obositoare, dar o serie era așa plictisit, probabil că da, nu știu, că nu eram nici eu gen Rafael, nu știu care e faza, s-a dus acolo să stea relaxat, habar n-am care a fost faza, eu am mers după el așa, am aflat câte ceva, de fapt nu știu dacă am aflat câte ceva, eu nu mai știu nimic ce s-a întâmplat ziua asta, frate, chiar absolut nimic, nu știu ce s-a întâmplat ziua asta, dar da, vreau să-mi scrieți acolo în comentarii că eu nu mai am absolut nimic, n-am habar de absolut nimic, nu mai știu absolut nimic, nimic, nimic și nimic. Scrieți-mi voi acolo în comentarii și scrieți-mi ce farsă vreți să-i facem și ce secrete vreți să mai aflăm, dacă vreți să mai aflăm niște chestii, să-i punem niște întrebări, dar să ca și cum eu sunt mama lui strictă, să-i punem niște întrebări, poate răspunde cu ceva, scrieți-mi voi acolo în comentarii ceea ce credeți voi că ar putea să dea răspuns, dar să la ceva să fie mai interesant, nu știu, sincer, scrieți-mi voi acolo în comentarii și mă duc acum, mă bag direct la somn, sar pe aici, acum sare dar Darusel, mă duc în cameră și cam atât, că nu mai am ce să fac, să sperăm totuși că nu o să vină mai exact acum, sau de fapt, cred că ar fi mai ok să vină, că deja e nu mai supăr, frate, nu mai pot să mai fac treaba asta, nu știu în ce m-am băgat, dar da. Aula. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.